consumatorii ce trebuie să rețină? Doar dacă au probleme financiare, poate să vină la centru? Trebuie să existe motive justificate de a solicita o diminuare a costurilor, de exemplu, unui credit. În momentul în care dispar venituri din familie, poate că au apărut și motive de bucurie, poate a apărut un copil în familie, da? În plus, dar veniturile au rămas aceleași, există această posibilitate și băncile sunt din ce în ce mai receptive atunci când motivele sunt juste pentru a cere o reechilibrare a contractului. Noi am mai auzit comentarii de maniera, ok, trebuie să fii cumva într-o situație absolut disperată, astfel încât o bancă să te înțeleagă și să accepte o conciliere prin intermediul CSLB, ceea ce nu este corect și nici nu este adevărat. Eu cred că cel mai mare câștig, pe lângă rolul de arbitru pe care îl aveți voi, este evident maniera în care să ne educăm cu toții. Pentru că nu trebuie să avem pretenția că noi știm mai multe decât un client, știm mai multe dintr-un punct de vedere, dar din maniera în care percepe clientul nu o să știm niciodată. În realitate, cred că soluția aici este lucrul împreună. Și consumatorii și băncile, fiecare trebuie să-și schimbe un pic mentalitatea, trebuie să aibă flexibilitate, tocmai ca să putem crea o soluție de pe termen lung, funcțională pentru noi toți. Abordarea e încă foarte diferită, însă, de la bancă la bancă. Sunt bănci care sunt mult mai deschise, mult mai flexibile și sunt bănci care sunt mai puțin flexibile. Am avut și cazuri în care, practic, consumatorii au spus eu asta vreau și cred că mi se cuvine și nu au fost deschiși să înțeleagă și constrângerile care există de partea instituțiilor de credit. Contează să știm când trebuie să facem rabat. Dacă în comision că mi s-a părut că e o problemă de formulă, de calcul, ok, nu cred că e o problemă. Dacă în caz social, la fel, iarăși. Sau dacă vorbim de o amânare la plată pe care clientul nu cere, păi nu trebuie să se roage de noi până la urmă. Trebuie să înțelegem și să facem lucruri. Și asta presupune decizie pe loc. Și asta a funcționat de cele mai multe ori ca eficiență în rezolvarea cazului.